În piața de vechituri, la colțul străzii Bolintineanu, e un tinichigiu pe a cărui firmă scrie Labirindei. Te duci acolo și întreb de domnul Ciobanu. Nu de Berindei? Nu, pe firmă scrie Labirindei. Tu întrebi de domnul Ciobanu și spui că te-a trimis Enache. Nu te încurci? Și când să mă duc? Mâine sau poimine. Când ai tu timp, dar ai grijă să nu fii urmărit. E clar? Da, domnule Enache, totul e foarte clar. Calu, vin aici. Hai să mergem, meștere, că avem o treabă foarte importantă. Hai! Ia uite ce câine mișto. Băi de vânzare? Bă, băi de vânzare câinele. Calu? Șezi. Stai aici și așteaptă-mă până mă întorc. E clar? Bună ziua. Nu cumpăr nimic. Nici timbre, nici brichete, nici nasturi uzați. Nimic, nimic. Nu sunt vânzător, domnule. Atunci ce cauți aici? Cerșești? Sau vrei să comanzi niște burlane? Nu, domnule Ciobanu. Cum ai spus? Ciobanu. Nu vă spune nimic acest nume? Nu. Acum îl aud pentru prima oară. Atunci vă rog să mă scuzați pentru deranj. Stai puțin. Stai, băiatule. De ce ești așa de repezit? Am auzit oare bine? Ciobanu ai spus? Da. Ciobanu, așa cum scrie și pe firmă. Pe firmă scrie Berindei. Atunci înseamnă că am greșit adresa. Vă rog să mă scuzați. Eu sunt Ciobanu. Mai înainte a spus că bine ați auzit de acest nume. Cum puteți dovedi că sunteți domnul Ciobanu? Ai neapărat nevoie de o dovadă? Da. Acte n-am, dar dacă îl cauți pe Ciobanu pe care îl știu eu, îl cauți altfel. Tabla neagră. E mai scumpă ca tabla de zinc? De ce n-ai început imediat așa? Numai dacă vrea tinichigiul. Nu ne aude nimeni? Nu. M-a trimis domnul Enache. Întreabă dacă tehnicul a rezolvat cuibul. Unde e? Adică n-are nicio importanță. Spune-i să se ducă în strada Carol, numărul 35, apartamentul 5. Ții minte? Da. Mi-a spus ceva și despre îmbrăcăminte. Totul este aranjat.
Ăsta ar trebui transportat la adresa din strada Carol. Sunt hainele lui. În buzunar are acte. Nu-l pot duce eu? Îl poți duce numai dacă ești curat. Cum adică curat? Adică dacă nu ești urmărit. Nu sunt. Și aș vrea și eu să văd casa în care se mută Ienache. Foarte bine. Dar te rog să nu mai vii pe aici. Numai dacă nu există altă soluție. Înțelegi? Am înțeles. Consemnul. M-a trimis domnul Ciobanu să vă întreb. N-aveți de închiriat o cameră mobilată cu ferestrele spre sud? Stai puțin. Hai. Bună ziua. Hai, Calule, să mergem. Hai, Calu. Ia vezi ce are puștă în geamantan acolo. Seara, Școvan. Ai de vânzare? Nu. Cum? Vă rog frumos să-mi dai geamantanul înapoi. Stai, mă, că ți-l cumpăr, bă. Îți dau un pol pe el. Nu face nici 10 lei, dar poate cu cei înăuntru. Ia uite. Nu vrei să-mi dai geamantanul înapoi? Na, nu vreau. Ia-l-mă de aici! Mă, acel tu, Carole! Spune-mă să plece, bă, de aici, ce dracu! Dacă e pornit, nu pot să-l opresc. Numai dacă vă consideră prieten. Păi spune-mă că sunt prietenul tău, mă! Nu vă crede pe cuvânt, îi trebuie fapte. Bă, spune-mă că-l rog frumos, bă, ce? Nu țipați că se enervează. Ha, am găsit! Veniți cu mine un timp. Hai! Nu așa, ridicați geamantanul. Calule, lasă-mi, e om bun. Uite, ne ajută să duc geamantanul. Vă rog. Cuțu, cuțu, stai blând, stai cu deja mi-a mărit. Ce-a spus? Nu, nimic. Spuneam așa că e simpatic. Asta-mi lipsește mie acum. Mai e Stai, bă. Puneți întâi geamantanul jos. Așa, vă mulțumesc. Mulțumește și tu, Calule. O să plec? Acum, da. Păi, ține-l. Stai, Calul, jos. Lasă-l în pace. Aole, muică. Aici, Calu. Vin aici. Bună, Costache. Ce drăiești, Nae? Până aici, Calule. Acum du-te acasă. Hai, du-te. Thank you.
Este cineva acasă? Da. Cine? Eu. Am întrebat de părinți. Mama este plecată după cumpărături. Și tata? Tata mult pe front. Am să vin mai târziu. Pot să aștept. Mama e peste drum, la Băcănie. Poftim. Nu, n-aș vrea să deranjez. Nu deranjez. De ce te-ai așezat? Nu mi-ai spus să aștept pe mamica ta? Așează-te pe un scaun. Nu, mersi, stau bine și aici. Și ce vrei de la noi? Nimic. Atunci de ce ai venit? Vreau să vorbesc cu mamica ta. Ce? Să o întreb ceva. Ce? Niște probleme. Ce fel de probleme? Fel de fel. Și ce acolo în geamanta? Nimic. Niște haine. Vreau să le văd și eu. Nu se poate. De ce nu se poate? Să rămână? Dumneavoastră! Ce cu tine, Pleșa? Nimic, doamnă profesoară. Cred că am greșit adresa. Trebuia să mă duc într-un loc și vă rog să mă scuzați. Ți-am spus eu că umbli brambura prin oraș. Nu, umblu, doamnă. Să rămână. Să rămână. Ai uitat ceva sau iar ai greșit adresa? Nu, adică, da, vreau să vă spun dacă tot am venit. Hai, nu mai bâlbâi, intră. Știți, știu. Eu... Vrei să-mi vorbești de acel 4 pe care l-ai primit la istorie? Să știi că nu m-am așteptat ca tocmai tu să mă cauți pentru acest lucru. N-ai știut. Și cel care nu știe primește 4. Ai un 4 la istorie? Da. Dar nu pentru asta am venit. Am venit pentru... Spune odată pentru ce ai venit. Asta nu te privește pe tine. M-a trimis domnul Ciobanu să vă întreb dacă aveți de închiriat o cameră mobilată cu ferestrele spre sud. Lucica, dragă, vrei să ne lași singuri? Lucica! Mai spune-mi odată, cine te-a trimis? Mai întâi să-mi răspundeți la întrebare. Am. Dar mă tem că e prea scumpă pentru dumneata. Acum e bine. Am adus și hainele lui Enache. Dar de haine avea nevoie ca să vină aici. Eu nu pot să iau legătura cu el. Asta rezolv eu. Deci cu ibule gol. Da. Atunci am și plecat, doamnă. Cred că Enache o să vină chiar azi. Rămâna? Să fii atentă.
Ce mai faci, puștule? Nimic, merg. Unchiul tău ce mai face? Mulțumesc bine. Tocmai vreau să mă duc pe la el. Trebuie să-i duc un geamantan. Păi te duc eu cu mașina. Unde stă? Cine? Unchiul tău, comisarul Comănescu. Știu eu, domn Bota. Strada Coșbuc, numărul 6. Nu te-am întrebat. Unde stă? Da, strada Coșbuc, numărul 6. Te duc eu. Urcă mașina. Hai. Hai, hai. Hai, urcă. Româna? Pe cine cauți? Pe domnul Constantinescu. Aici nu locuiește niciun Constantinescu. Poate îl cauți pe domnul Comănescu de la poliție. Nu, doamnă. Mișu Constantinescu. Un om așa... mic. Cu nasul turtit ca un tampon. Lucrează la... Banca Agricolă. Ai greșit adresa. Aici, nu-i Coșbuc numărul 6? Ba da. Ce fel de flori sunt astea? Gladiole. Am văzut din astea și în parcul comunal. Alea erau numai roșii. Sigur nu locuiește aici nenea Mișu Constantinescu? Nu. Ai greșit adresa. Înseamnă că n-am ținere de minte. Îmi spunea mie profesoara de istorie. Odată i-am spus că Vlad Țepe s-a născut în anul... Era să fie. Nici acum nu știu în ce an s-a născut Vlad Țepeș. A, era să uit. În parcul nostru comunal erau gladiole roșii, galbene, albastre. Doamne, uitați, era să uit să vă spun treaba asta. Uite, dacă vrei să le dau și pe asta. Aha, nu se poate. Să rămână? Ia stai, bă, ce-i geaba ta? Haine! Trece acolo. Ia acolo, deschide. Ceva să pun. E spălătorează? Și acolo ce-ai? Cu de aleguri. Copii, mulți. Aaa, pentru micul dejun? Ia le și pun de-o parte acolo. Pun de-o parte, n-auzi? Hai, următorul. Venc fără geamă. Hai, moale mișcarea. Hai, următorul. Deschide dumneavoastră. Următorul, am spus. Am decât pâine. Ia deschide. Vezi mai departe. Ce se întâmplă aici? De la 2 la 4. Nu înțeleg. Ha, faci pe prostul. Dacă nu iese bine controlul, luăm între 2 și 4 ani. De ce? Lasă-mă în pace. Nu vă supărați, domnule. Domnule, îmi controlează și geamantanul? Bineînțeles. Atunci am dat de dracu. Carne? Nu. Pâine? Nu. Haine. A, lucrezi textile? Uh-huh. Vasiliu, te scapă eu. Ce ai?
Bună ziua, domnul Popescu. Pune-l jos. Bună ziua. Dă-i drumul. Tu ce vrei, mă? Vreau un kilogram de carne de vacă. Ce, mă? Vreau carne de vacă, dacă se poate mușchi. Te pleznesc de sar ochii. Unde ți-e bagajul? A? Ce fel de bagaj? Atunci ce cauți aici? Vreau să cumpăr carne de vacă, dacă aveți și să pun. Pleacă! Să-i dreacu de haimanare. Următor. Hai, vezi mă taia. Da. De ce ai îndesagat? Nu, ia des pe de sara. Hai de sonă, da, uite. Ce scrie acolo? Trecerea oprită. Mai citești toată. Trecerea oprită. Mai citești toată. Trecerea oprită. Să nu te mai prind niciodată pe aici, auzi? Du-te! Stă bine în uniformă. Arăți ca un adevărat ofițer. Crezi că nu mă recunoaște nimeni? Garantez. În buzunar ai actele. Ar fi bine să te uiți să vezi cum te cheamă. Știi că ai devenit un adevărat activist? Activist? Ce înseamnă? O să afli mai târziu. Știi cum mă cheamă? Ion Dunăreanu. Ai un nume foarte frumos. Îmi pare rău că nu mă numești eu așa. Vrei să te însoțesc? Nu. Și te rog să nu mai treci deloc pe acolo. Ăsta e un lucru foarte important. Și noi nu ne mai vedem niciodată? Ba da, dar nu prea curând. Și dacă o să-mi fie dor de tine? Trebuie să fii tare. Dar s-ar putea să am eu nevoie de tine. Aș vrea să ai. Și atunci am să apelez neapărat la tine. Ia vezi dacă nu pot coborâ. Hai. S-a încheiat acțiunea de Paul. Am percheziționat fiecare atelier. Și bineînțeles, n-ați găsit nimic. Aproape nimic. Niște manifeste. Aș fi preferat să găsiți tipografia. E o tipografie mică, de mână. Un multiplicator. Ajunge să umple orașul cu manifeste. S-ar putea să o depistăm. Avem promisiuni. Cunosc aceste promisiuni. Până aflăm noi adresa, tipografia e instalată în cealaltă parte a orașului. Spune-mi de depou. Am reținut trei indivizi. Unul dintre ei pare să fie dispus să vorbească. Luați-l cu binișor. Lăsați-ne pe noi. Azi m-am întâlnit cu nepotul dumneavoastră, atunci când v-a adus geamantanul. Nu știu despre ce vorbești, domnule Botta. N-am niciun nepot. Nu se poate. Nu locuiți pe coșbuc numărul 6? Ba da. Dar nu toți care locuiesc pe coșbuc 6 trebuie să aibă nepoți. Tu ai băut, Botta? N-am băut, domnule Comănescu. Iar puștul pe care l-am adus aici e cel pentru care m-a certat data trecută domnul comisar Bălan. Susține că sunteți unchiul lui. L-am dus în coșbuc numărul 6 cu mașina poliției. A intrat la dumneavoastră. L-am văzut eu. Poate vrei să spui că am legături cu indivizi suspecți. Nu, domnule Comănescu. Dar băiatul a intrat la dumneavoastră. L-am văzut cu ochii mei. N-am avut niciun vizitator minor. Înseamnă că ne duce de nas. L-am văzut prima dată acolo, la casa supravegheată. Domnul comisar Bălan m-a certat că l-am adus aici.
A zis că dumneavoastră l-ați anchetat deja. Și pe același băiat l-ai văzut la o casă supravegheată? Da, la Casa Rozean. Interesant. Foarte interesant. Poate n-ar fi rău să-l punem sub observație. Cheamă-l pe Berca. Am înțeles, domnule Comănescu. Ce faci, mă? Nimic. Ascultă-mă, Tănase. Ordonați, domnule comisar. Te duci în strada Ciocârlie numărul 2, locuiești acolo un puș pisturiat. Îl urmărești o zi, două, vezi ce-i cu el și raportezi direct șefului. Ai înțeles? Numai la chestii de-astea mă trimiteți. Mor de foame, domnule comisar. Dacă nu mă duc la un bijutier sau la o cârciumă, o să-mi chioreie mațele ca un saxofon. Am 4 copii. Dracu, te-a pus tensori? Hai, du-te. Și auzi? Mai înainte trimite-l pe Suciu. Care Suciu? Ăla care l-am arestat la depo. Am înțeles. Să trăiți. Salut, domnule comisar. Ordonați, domnule comisar. Scoate bijuteriile. Liber. Vă mulțumesc, domnule comisar, șef. Comisar? Vă mulțumesc, domnule comisar. Spune-mă, Suciule. Vă spun, domnule comisar. Tu ai putea să te ascunzi sub dulap? Da. Sub ăsta? Da. E, hai să te văd. Hai. Încearcă. Glumiți, domnule comisar. Sub ăsta nu încape niciun șobolan. Dar dacă te-ai strădui, culcă-te. Hai, culcă-te. Hai, hai. Așa. Hai, încearcă. Domnule comisar, pentru Dumnezeu, ce vreți de la mine? Scoală-te. Hai, scoală. Ascultă-mă, Suciule. Tu-l cunoști pe Cristian? Da. Cristian? Nu cunosc niciun Cristian. Pe Crucea mea, domnule comisar. Atunci ți-l prezint eu. Uite-l acolo. În sertarul ăla. Du-te sau vrei să-ți fac o petiție în scris. Hai, ce aștepți. Te rog, adu-l aici. Stai jos. Ți-l prezint. Faceți cunoștință. Împrietenește-te cu Cristian. Probabil o să fiți mult timp împreună. Ce doriți, domnule comisar? Vreau să-l prind pe evadat. Eu vreau să-l prind. Uite, pe răspunderea mea îți dau drumul. Acum, ești liber. Dar dacă în 2-3 zile nu-mi dai o pistă, atunci... Dar tu ești bine văzut printre muncitori. Lucrezi doar la depou. Nu poți să nu afli ceva. Și tot timpul gândește-te la Cristian. Hai, cară-te!
Sărbâinile. Bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu doamna profesoară Prodan. Da, eu sunt. Vin din București. Și ce doriți? Știți, îmi pare rău să vorbesc aici pe coridor. Îmi pare foarte rău. Nu aveți de închiriat o cameră cu ferestrele spre sud? Nu. De altfel, nici nu știu încotro dau ferestrele mele. Cine v-a spus că închiriez camere? Cei de la București. De la centru. Ce fel de centru? Înțelegeți dumneavoastră. Aș vrea să mă întâlnesc cu Enache. Care Enache? Nu cunosc niciun Enache. Cred că ați greșit adresa.